Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare vă propun să descoperim cum putem elabora planuri de acțiune ale familiei. Vom începe prin a identifica modalități de satisfacere a nevoilor curente și respectiv de alocare eficientă a resurselor pentru proiecte speciale, cum ar fi o nouă mașină a familiei, o excursie împreună cu familia sau activități distractive. Scopurile respectiv proiectele speciale necesită economisire, eliminarea risipei și, bineînțeles, noi venituri pe care să le putem aduce în cadrul familiei. Să nu uităm că un posibil al doilea job este o alternativă sau studii superioare, respectiv învățarea pe tot parcursul vieții va aduce noi competențe și în felul acesta noi venituri. Și iată cum putem aborda cheltuielile. Planul de acțiune presupune pași de acțiune, fixare de termene, alocare de resurse, verificare, acțiuni și, bineînțeles, scopul, atât la început cât și la final. Ce presupune, de fapt, în mod efectiv, planul de acțiune? O analiză rațională a scopurilor, o prioritizare a acestora și, evident, o analiză a posibilelor obstacole și mai ales a metodelor de a le depăși. Puteți exemplifica prin identificarea unor obstacole și, bineînțeles, cu precizarea câtorva soluții. Vă doresc mult succes și vă aștept din nou. La revedere!